S-a dat startul încasărilor la serviciul de taxe și impozite, iar făgărășenii au început să ajungă la casieriile serviciului încă de la primele ore ale dimineții. Așa că imediat s-a făcut coadă la plata contribuțiilor pe anul 2014. Impozitul, gata? Da. Da? Din prima zi ați ținut să veniți. Ați plătit tot? Da. Ați plătit pe tot anul? Da. Da. Și bonificație. Da. Ați mulțumită. Da. Încă nu. O să plătiți la început de an? La început de an, ca toți pensionarii. Numai mâine când iau pensia. Deci mâine veniți să mă plătiți impozitul? Mâine. Tot, îl plătiți pe tot anul? De obicei, da. Dar mai multe impozite. Și pe mașini și pe vreo 3 proprietăți. Este tâmpenia cu ordonanța 59 cu mărire la a doua proprietate cu 65% la treia cu 105%, nu știu de ce, asta e la noi. Și trebuie să vă luați o grijă, să plătiți din ei, nu să-mi iau o grijă, e obligație. Obligație. Mi-a chit o obligație legală, ce să fac, asta este. Făgărășenii care vor să beneficieze și de bonificație trebuie să-și achite integral impozitul până în 31 martie. De asemenea, plata impozitului se poate face fără majorări în două tranșe, până pe 31 martie, respectiv 30 septembrie. Totuși, în acest caz, nu se va mai acorda bonificația de 10%. Astăzi este prima zi în care am început să încasăm din rămășițele anilor precedenți și debitele aferente anul 2014. Pot să achite integral pentru a beneficia de bonificație. Condiția este să achite integral debitele anului 2014 până la data de 31 martie sau au posibilitatea să achite în două tranșe egale, prima tranșă scadentă la 31 martie, următoarea și ultima tranșă scadentă la 30 septembrie. De bonificație beneficiază atât persoanele fizice cât și persoanele juridice. Dar, precizez, bonificația se acordă numai pentru achitarea integrală a debitelor anului 2014. Pentru cei care au rămășițe din anii precedenți, majorările aferente lunii ianuarie 2014 rămân nemodificate, indiferent dacă rămășița se va achita săptămâna viitoare sau până la sfârșitul lunii ianuarie 2014, deoarece aceasta se calculează pe lună sau fracțiune. Totodată, funcționarii acestui serviciu au întocmit gradul de colectare pentru anul 2013. Așadar, în total, gradul de colectare a fost de 69,38%. Persoanele fizice și-au achitat dările în procent de 81,74%, reprezentând 4,48 de milioane, iar persoanele juridice 59,7%, reprezentând 2,94 de milioane.